dragi prieteni ai revistei Psihologii, suntem din nou în căutarea stării de bine și astăzi vom discuta despre succesul la femei și o am alături de noi pe Edith Maria Fazakaș, care are o recunoaștere internațională ca pianistă și este și mama a 3 copii. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Spune-mi un pic despre copiii tăi, câți ani au, ca să-mi dau seama așa cam cât de, cam cam cât de proaspătă sunt. Sunt foarte mici toți 3, 4 ani cea mare, apoi aproape 3 și cel mic aproape 6 luni. Wow. Deci avem creșă și grădiniță în același timp și ei nici măcar nu merg la grădiniță, să ne înțelegem, deci ne vedem tot timpul. Când era fiul mic, aveam un an, 2 ani, eu așteptam să facă 5 ani ca să aibă și mai multă autonomie și pot să-mi recapăt libertatea. Deci tu mai ai și va trebui să mai tot treci prin niște faze ca să fii acolo. Da, dar e tot mai ușor. Tot aud chestia asta că se face mai greu, copii mici, probleme mici, apoi mari, dar mie mi se pare invers, sinceră să fiu. La modul serios, da, parcă e mai ușor totuși. Da. Eu... cred că atunci când ajungi să ai 3, eu am unul singur, eu consider că femeia este chiar o martiră. Dacă nu, tu probabil că te-ai obișnuit cu atâția, este super bine. Aș vrea să te întreb cum reușești să păstrezi echilibrul ăsta și cu viața profesională. Știu că tu ai și fondat o academie și profesor de pian, și pianistă și mai e nevoie să crești și copiii. Mai ales că cele 6 luni chiar depinde de tine. Da, evident că este tot timpul lângă mine, însă am noroc că este chiar foarte înțelegător, nu știu de ce. Bine, toți sunt înțelegători, dar el parcă vrea să mă ajute. Într-adevăr, am destul de mult de lucru pentru lansarea Academiei. Pandemia a pus un pic lucrurile on hold așa pentru toată lumea, cu lucruri în persoană. Dar eu cred că am noroc că reușesc să le împart, pentru că nu am un job 9-to-5, pot să-mi fac programul cum vreau. Soțul meu la fel și el este implicat, mama mea și ea este implicată, adică sunt multe persoane în jurul copiilor și chiar dacă sunt eu mereu acolo alături de ei, mă ajută multe alte persoane și atunci pot să fac și alte lucruri. Evident, nu este totul lapte și miere tot timpul, nu poate fi deloc, știi? De exemplu, studiez la pian și un copil vrea o rochiță sau să fie spălat pe dinți numai de mama sau să fie îmbrăcat numai de mama. Iei o mică pauză și o iei de la capăt dacă mai ai concentrarea necesară. Însă eu chiar mă bucur, adică chiar mi-am dorit chestia asta foarte tare, cel mai tare, așa că nu o văd ca pe un... martirat sau martyrdom sau cum ai spus. Da. Deci cumva programul tău se mulează și în funcție de nevoile lor, când clar, îți poate permite timpul, strecori și ce ai tu de, ce ai de făcut. Da. Și lucrezi cumva de acasă. Da, exact. Sunt prea mici și nu pot încă să spun că pot să îi las cu altcineva sau... Bine, evident, cu mama îi las, dar mama nu e ca altcineva, cu mama e ok. Dar... Deci, ca și soluție, ca să poți să fii și mamă și să îți poți desfășura și activitatea profesională, ai nevoie și de câteva persoane de super încredere acasă, cum ar fi soțul sau mama care să te ajute. Da. Și pe de altă parte să ai și programul flexibil și dacă se poate să lucrezi de acasă. Eu cred că da. Mi închipui că altfel este foarte dificil. Da. Nu știu cum se descurcă femeile care lucrează toată ziua la un birou. Într-adevăr, cred că este foarte dificil. Cred că de aceea sunt și pline toate parcurile seara, am observat. Copiii mei se culcă foarte devreme pentru că am eu un fix cu programul de somn. Dar după ce ei se culcă, aud că alți copii abia ies și parcul de lângă noi este plin.
se culcă foarte târziu și probabil din cauza asta părinții trebuie și ei să petreacă un pic de timp cu copiilor, ajung târziu și e normal. Și seara, după ce copiii sunt deja la somn, profiți de momentul acesta, faci ceva pentru tine? Da, evident. În primul rând pot să petrec timp cu soțul meu, este și asta foarte important. Încerc să lucrez la doctorat și nu prea reușesc întotdeauna, pentru că e foarte dificil să încep să citesc, să încep să scriu, să se trezească cineva, să o iau de la capăt. În fine, încerc, da. Facem ce face toată lumea, probabil. Ți-ai planificat să fie familia așa, să ai 3 copii? E ceea ce ți-ai dorit tu? Așa ți-ai conturat viitorul sau pur și simplu ai lăsat lucrurile să curgă în viața ta? Nu, sincer, da, mi-am dorit. La capitolul ăsta nu am lăsat lucrurile la întâmplare. Chiar scriam în revistă, mi-am amintit acum că am scris despre chestia asta pentru că mi-a fost pusă întrebarea și acolo ziceam, mă rog, o să repet, că atunci când eram mică eram eu și fratele meu și întotdeauna amândoi i-am rugat pe părinți să ne mai facă o surioară. Așa vedeam eu familia, că am nevoie de încă o soră pentru că aveam un frate, deci 2 fete și un băiat. Și mai târziu exact asta s-a întâmplat. Dar cumva eu chiar am vrut, am zis că trebuie minim 3 copii, nu știu de ce, așa mi-am dorit eu. Da, îmi plac foarte mult familiile mari, am stat mult timp în Statele Unite, de exemplu, acolo este foarte normal să ai o familie cu 3-4 copii, nu e nimic ieșit din comun. La noi ar fi frumos să existe mai multe familii, chiar mi s-ar părea ceva foarte bun pentru noi. Mai ales că am făcut și un studiu la un moment dat în România și am văzut că dorința adulților este de a se limita la un singur copil și până la urmă populația României scade din ce în ce mai mult, dar ar fi frumos. Dacă e să ne gândim la familie, pentru tine, de ce simți că ți-aduce familia? Pentru că, uite, vezi, de multe ori oamenii spun, dacă nu am timp, nu am să ricens bani, de ce să mai fac copii, pentru că nu le pot oferi tot ceea ce mi-aș dori eu să ofer. Hai să încurajăm cumva românii să crească familiile. Da. Pe lângă stimulentele pe care nu. Înțeleg această problemă, evident. Nu știu cum aș raporta eu la acest lucru dacă aș fi într-o situație precară. Cine știe, adică poate aș avea altă optică asupra acestui subiect. Însă, bun, în primul rând, populația ar trebui să se gândească la viitorul propriu, nu? Ce se întâmplă cu noi toți dacă nu mai avem copii? Eu le-aș spune tuturor că de obicei, adică nu de obicei, întotdeauna, dacă faci 2 copii, înlocuiești cuplul, nu? Uh-huh. Mama și tatăl. Și dacă nu-l faci și pe al treilea, nu se întâmplă nimic cu populația. Deci eu sunt pro cât mai mulți pentru că, mă rog, nu știu unde o să... Adică știm unde o să ajungem fără prea mulți copii, probabil... Nu se va schimba nimic prea curând. M-a întrebat dacă... La nivel personal, ce simți că ți-aduce și ce înseamnă pentru tine familia? Ce ți-aduce familia și faptul că ai atât de mulți și copii și aveți momentele astea în familie? Păi ce înseamnă? E foarte greu de pus în cuvinte pentru că este ceva fără de care nu pot să trăiesc, nu? Fără de care nu pot să... concep viața, adică viața pentru mine asta este în primul rând și probabil mai mult decât atât de când am copii, parcă sinceră să fiu că vorbeai despre echilibru, cum pot să împartă femeile. Restul parcă sincer trece un pic pe planul 2, un pic. Pentru că nu poți să spui că totul este la fel de important ca și familia ta. Pentru că spui asta, mi-am adus aminte că acum foarte mulți ani când mă ocupam de recrutare și selecție și mă căutam poate un manager pentru o anumită companie și veneau femeile la interviu și le întrebam care este cea mai mare realizare a voastră.
și îmi spuneau, eu atunci neavând copii, și îmi spuneau, păi copilul, eu mă gândeam în sinea mea cum adică copilul, că doar suntem într-un cadru de business, mă așteptam să-mi spui ce realizare ai avut la businessul respectiv. Ei, și iată că odată ce am devenit mamă, mi-am dat seama că de fapt cea mai mare realizare este copilul și lucrurile și bucurile pe care ți le aduce prezența unui copil în viața noastră. Totul pălește, deci chiar totul pălește dincolo de toate realizările profesionale și îți încarcă bateriile. Le și descarcă în același timp. Dar mai mult le încarcă totuși. Exact. Da, nu există comparație. Deci familia, în familie, pentru tine familia reprezintă o valoare și este hrana ta principală. Da. Foarte frumos. Îmi spui că, practic, tu ți-ai definit așa de când erai mică viitorul și întotdeauna te-ai văzut într-o familie mare. Există vreun model pe care l-ai avut când erai mai mică, ca femeie, de unde te-ai inspirat? Sincer, nu. Foarte sincer. Nu am avut nici măcar perioade din astea în adolescență cu postere pe pereți, cu trupe și actrițe sau actori. Sau... Nu, sincer, nu. Nu știu exact de ce. Habar n-am. Poate că e un lucru bun să ai un model. Într-adevăr, este frumos să admiri persoane. E foarte frumos. Evident că eu admir pianiste celebre, admir femei care au făcut lucruri importante, dar nu am pe nimeni specific ca model. Mi se pare că poate fi și un pic periculos. Poate ca atunci când dai sfaturi, de exemplu. Cine ești tu până la urmă să dai sfaturi cuiva? În ce? Nu știu, ok, tu poate ești ca psihoterapeut. Este un pic, o părere avizată. Dar, în general... Nu știu, poate te prinzi la un moment dat că persoana pe care ai vrut să urmezi sau care ai vrut să devii are niște probleme peste care tu nu ai putea să treci. Poate sunt chestii chiar grave care nu-ți plac, poate ajungi să te identifici cu persoana aceea și nu mai știi de fapt ce vrei tu. Sunt multe aspecte. Dar simți că în familia ta te-au încurajat să te conectezi la ceea ce îți dorești tu, ceea ce vrei tu pentru tine, la nevoile tale și de asta nici nu ai căutat în exterior modele pe care să le copiezi? Da, sau e posibil. A fost o chestie din interiorul tău care... Nu știu, poate amândouă, dar într-adevăr, da, felul în care ești ghidat, clar... contează foarte tare. Probabil, da, eu mereu am fost așa sfătuită, că tot vorbeam de sfaturi, să îmi urmez eu calea mea, să fiu eu cea mai bună pentru mine, nu să mă compar cu alții, nu să mă uit la alții, nu să mă uit în jurul meu și atunci probabil asta a contat foarte tare, da. Asta sunt niște mesaje pe care le-ai primit de la părinții tăi, de la apropiații tăi de când erai, de când erai mică. Da, și mie mi se pare că, mai ales în ziua de astăzi, când toți tinerii se uită la vlogger, se uită la tot felul de modele în exterior și încearcă să le copieze, părinții nu sunt alături pentru că, uite, da, trebuie să le ofere... ce au de oferit, ce și-au propus să le ofere și nu îi mai încurajează să se raporteze la ei. Și asta mi se pare o cale destul de sănătoasă, să te raportezi la tine și la ce îți dorești tu ca să devii ceea ce până la urmă îți propui tu, nu ce îți propune societatea și ceea ce se promovează poate în poate în mediul online. Da, poate fi periculos, poate să fie ceva ce de fapt tu nici nu-ți dorești și ajungi să... Îți dai seama târziu că de fapt e ceva ce e admirat de alții sau știi? Pentru că totuși vorbim despre succesul la femei. Succesul cumva nu este despre a te uita la cineva și zici da, uite, eu o să fiu de succes în momentul în care ajung ca Simona, ca Edith sau mai știu cine, ci succesul cum l-ai definit tu? Nu știu cum să l-ai definit tu în viața ta sau cum l-ai definit pentru alții, deși fiecare și îl definește pentru el. Da. Păi în general succesul este exact ce ai spus tu, nu?
Însă succesul meu, nu știu, nu m-a interesat foarte tare problema, pentru că nu mă pasionează subiectul în sensul în care acum am succes, acum nu am succes, acum trebuie să fac asta, acum trebuie să fac cealaltă. Mai degrabă decât succes, cred că trebuie să ai așa o stare de mulțumire, dacă ești mulțumit pentru familia ta, pentru ce ai făcut astăzi, pentru conversații pe care le-ai avut, pentru ceva ce ai realizat profesional, este foarte ok. Cred că e suficient, sinceră să fiu. Pentru că altfel vezi, sau eu cel puțin, mai ales în cabină, văd destul de mulți oameni nemulțumiți de propria viață și atunci nu mai în sine să ai acest obiectiv, mai să fiu mulțumită de mine, pentru că oamenii aleargă, vreau aia pentru mine, tot, cumva sunt nemulțumiți de ceea ce au, întotdeauna se provoacă să unii dintre ei să aibă și mai multe, da, nu știu, de la evenimente, lucruri și ce își mai doresc ei în viața lor. Și mi place definiția asta, mă, succesul este să fiu eu mulțumit cu viața mea, să fiu în acord cu mine și ceea ce vreau pentru mine. Da, ar fi frumos să fie toată lumea mulțumită, sinceră să fiu, și recunoscătoare în general, e foarte important. Recunoscător, da. Și mai ales, uite, apropo de familia, citisem de curând într-o carte, da, cu privire la subiectul ăsta cu recunoștință. Cum ar fi seara când îți săruți copilul de culcare, îl pupi și îl îmbrățișezi și te gândești, dacă mâine nu mai este, oare nu cumva ceva din atitudinea ta s-ar putea schimba a doua zi, când comunici cu el, când te apropii de el, versus îi mai zici și vreo două de dulce că n-a făcut nu știu ce, pleci de lângă el pentru că te duci la serviciu, cum ar fi să te gândești că s-ar putea a doua zi să nu mai fie? E ceva din tine care se poate schimba. Cumva lucrurile le luăm așa, le luăm că sunt ca un dat, la oricând se pot schimba. Da, da, da. Sunt foarte conștientă de chestia asta și da, e foarte important, mai ales să nu te culci cu probleme nerezolvate. Să nu pleci din casă cu probleme nerezolvate, da, e foarte important. Aș vrea să te întreb, pentru că, bine, și eu am trecut prin chestia asta, în a face destul de multe lucruri la job, a fi în rolul acesta de mamă, în rolul de partener de viață, că până la urmă ai menționat și tu foarte, foarte bine că e nevoie și de momentele de cuplu. Au fost perioade stresante în viața ta, cum ai reușit să le depășești? E ceva ce poți să recomanzi oamenilor? Sau mă rog, din ce ai simțit că au avut efect pe propria piele? Stresante, stres există tot timpul, da, evident. Nu putem să trăim fără, din păcate. Mă și gândeam câteodată dacă vreo persoană are o viață foarte ușoară, vreodată. Dacă există o persoană în lumea asta care nu are probleme, pentru că eu aveam impresia mai de mult că există persoane cu vieți foarte simple și așa, nu știu, poate există, habar nu am. Să ne dea un mesaj dacă sunt astfel de persoane. Dacă treci pe stradă, așa, știi, când treci pe stradă, nu știu, eu trec și mă gândesc, ok, ce face persoana asta, câți copii are, cu ce se ocupă, tra-la-la, și de fapt dacă vorbești cu ei e ceva total diferit, mă rog, e amuzant. Stres, dacă am trecut eu prin perioade de stres, da, evident că trec tot timpul prin perioade de stres. Mai mari, probabil, au ținut de mutările mele dese, aș putea să spun, de pe un continent pe altul, apoi înapoi pe celălalt continent, apoi pe alt continent, apoi înapoi în Europa. Chestiile astea nu sunt foarte ușoare pentru o persoană în general. Eu am călătorit de mică și sunt obișnuită cu chestia asta, dar totuși când ești luat dintr-un mediu și ești aruncat în alt mediu și nu cunoști pe nimeni, e foarte greu. Chiar și dacă mergi cu familia undeva, tot este greu. Da, acestea aș putea să spun că sunt perioade stresante. Cel mai ușor este să vorbești ca să treci peste, cred.
să vorbești, nu știu, și dacă chiar nu mai poți, dacă nu poți să dormi sau ceva, să te uiți la un film, să nu te mai gândești, pentru că e foarte greu. Cred că și persoanele care nu au foarte multe lucruri de făcut, acum să-mi fie cu iertare, poate nu e chiar așa tot timpul, dar propria mea impresie e că e mult mai ușor să cazi în anumite stări dacă nu ai foarte multe lucruri de făcut și poate câteodată dacă ai o țintă în viață și ți creionezi bine ce vrei să faci, da. Da, și te ocupi cu multe chestii, așa, chiar dacă pot părea mărunte sau ceva, dar îți mai ocupă mintea. Poate câteodată nu e bine pentru că îngrope anumite chestii, nici asta nu e bine, nici cum nu e bine, dar no, pe moment ajută. E nevoie până la urmă de un echilibru și da. Să ai un scop în viață. Adică eu, de exemplu, când cineva vine în terapie și spune că sunt în oarește depresie, anxietate, întreb, care e un lucru care te pasionează? Care e un proiect la care tu lucrezi? Pentru că avem nevoie de energia acelor activități. Tu trăiești pasiunea ta, adică prin ceea ce faci îți trăiești propria pasiune, pentru că de asta e și foarte bună în ceea ce faci. Dar mulți oameni intră în rutina asta, poate a unui job care nu le aduce atâta satisfacție și dacă ar aduce în viața lor aceste activități foarte motivaționale pentru ele, le aduce acel boost de energie, acei hormoni ai fericirii, care vin și compensează celelalte stări. Normal că e bine, fix cum ai spus și tu, să și discutăm dacă avem anumite stări, nu să le punem sub preș și făcând absolut orice, de la spălat vasele, geamurile, dar venim pe de o parte cu activități care ne plac și pe de altă parte să și putem să vorbim despre stările noastre. Spuneai că vorbeai în perioada aceea, ai prieteni sau, nu știu, poate să este mama sau poate soțul, cu cine te-a ajutat cel mai tare să vorbești despre ceea ce ți se întâmplă atunci când erai tu stresată? În fiecare set de circumstanțe te ajută altă persoană. La un moment dat te ajută prietenii foarte tare. Evident, cu toți avem prieteni cu care vorbim și este foarte bine să fie așa. În alte perioade te ajută părinții, în alte circunstanțe te ajută soțul, dacă ai noroc să fie și foarte bun prieten. Există și persoane care nici nu vorbesc cu soții lor și au cu totul alt fel de relație. Și persoane care se iubesc de altfel, depinde. Unele femei am văzut că preferă să vorbească cu prietenele decât cu soțul. Adică se poate și așa. Da, poți să vorbești chiar și cu copiii când sunt foarte mici, chiar dacă sunt foarte mici, chiar dacă nu înțeleg chiar totul, poate să te ajute. Poți să scrii, de exemplu, ca să treci peste, sau poți să spuneai de spălat geamuri. Da, dacă mi curăț casa, mă simt foarte bine după aceea, de exemplu. Da. Tot apropo de stări și de stres, simți atunci când începi să cânti, simți că prin această activitate te relaxezi, te bine dispui, ce aduce pentru tine muzica în viața ta? Da, este greu să spun că mă pot relaxa în totalitate dacă cânt eu, pentru că pentru mine deja este o profesie și este un pic altfel decât un meloman sau un pianist amator care se așează la pian și cântă de plăcere. Dar totuși, în perioadele în care am făcut alte lucruri prioritar, când am revenit la pian, m-am simțit mult mai bine, adică chiar reușeam să mă relaxez, cum ai spus, pentru că eram un pic deconectată de ceea ce trebuie să fac, de ceea ce trebuie să gândesc, de ceea ce am de pregătit. În rest,
dacă ascult muzica sau lucrez la un anumit lucru, din păcate, nu este același tip de relaxare pe care mi l-aș dori întotdeauna. Nu e ca atunci când mă așez la pian și vreau să cânt ceva, nu știu, o colindă de Crăciun, că am chef să mă joc cu copiii. Dar am și momente de... Să înțeleg că dintre toate activitățile tale, din punct de vedere poate profesional, totuși cântatul este cel care te deconectează cel mai mult? Sau nu, pentru că tocmai trebuie să fii atentă la ceea ce ai de făcut și atunci rămâi da, într-un control? Nu mă deconectează în totalitate, dar doar ocazional. După perioade în care... poate nu am atât de multe proiecte și îl fac mai mult pentru mine, poate dau mai mult pe partea de predat sau alte lucruri. De exemplu, în momentul ăsta am de pregătit un concert foarte frumos și este foarte mult de lucru. Nu pot să mă deconectez în totalitate, nu pot să spun că sunt relaxată, dar știu că după această perioadă de lucru asidu, când voi fi pe scenă, mă voi deconecta, dacă are sens ce zic. Adică voi ajunge acolo și pentru mine asta va fi relaxare, chiar dacă implică și stres. Păi asta, chiar asta voiam să te întreb, pentru că pentru mine din exterior, în momentul în care ascult un concert și sunt acolo live, nu când l-ascult la ce sunt în sală, mie mi se pare că de foarte multe ori voi sunteți într-un anumit flow, voi sunteți într-o transă, sunteți atât de prinși în povestea respectivă și de-abia atunci când sunteți în acel flow... Și mă gândesc că atunci este și starea voastră cumva relaxată. Exact, trebuie să fie. Dar și vigilent în același timp. Este momentul în care nu ne transmite atâta senzație. Da, adică da, eu simt cum mi se face pila de găină în momentul în care și voi trăiți muzica aia cu exact, totul. Exact. Dar și ca să ajungi la acea stare, trebuie evident să fii foarte bine pregătit. Și asta înseamnă că nu poți mereu să fii în studiul tău individual acasă în acea stare. E multă muncă, da, e multă muncă până acolo. Dar cumva se aseamănă și cu terapia, pentru că oamenii poate că și-ar dori din start, știi, să fie bine, să le fie bine, da? să se bucure de viață. Da. Dar e nevoie de un pic de muncă ca să fie acolo. E nevoie de un pic de ritual pe care să le introduci în viața ta, de niște schimbări, cum ești și tu, da? E nevoie să schimbi ceva, să faci ceva, să ajungi până în punctul în care să te bucuri de munca pe care ai obținut-o. Și chiar tu spuneai mai devreme ceva de genul, oare chiar sunt oameni de ăștia care sunt liniștiți tot timpul și de este bine tot timpul? Avem suișuri și coborâșuri, dar totul e să tindem către acel concert magic. Da. Pentru tine acum muzica, în momentul în care o asculți, pentru că ești acasă și vrei să te bucuri de muzică, este tot o chestiune profesională? Pentru că și la noi, de exemplu, noi terapeuții, dacă ar fi să ne ducem în terapie, ne este greu, pentru că remarcăm, stai că poate a făcut ceva unde simțim că nu este în acord cu terapia sau... Ești cu un ochi critic, o ureche critică sau te lași purtată de proces, te lași purtată de muzică și schimbă stările? Depinde foarte tare, da. De exemplu, acum lucrez la doctorat și ascult foarte multe chestii cu o ureche critică. Nu am de ales. Trebuie așa că ascult multe înregistrări zilele astea, foarte, foarte multe. Însă, în general, pot să mă deconectez, da, clar. Și mă gândeam că... știi, parcă mi-a trecut pe la ureche că dacă conduci, este mult mai probabil să ai un accident dacă asculți, cred, muzică clasică. Decât dacă asculți orice altceva.
E foarte interesant. Nu știu de unde mi-a venit acum, dar mi-am amintit că parcă am auzit undeva și sper că e muzică clasică și nu viceversa, dar cred că așa este. E o probabilitate mai mare să faci un accident dacă asculti muzică clasică? Da, pentru că se pare că creierul tău face foarte multe conexiuni și te gândești foarte tare. Și eu mă gândeam la chestia asta, că pentru mine sau un alt muzician, chestia asta este mega amplificată. Te gândești mult, mult, mult mai mult la tot ce se întâmplă acolo, asculți, cum spuneai și tu, cu o ureche și mai critică. Dar da, este posibil să te deconectezi categoric. Apropo de muzică, în timpul facultății chiar am făcut un studiu, am luat un test de atenție și l-am dat subiecților, mai multe subiecte, au fost 20, normal că e nevoie de un studiu mai amplu ca să poți să tragi niște concluzii valabile. Și le-am pus muzică clasică, le-am pus muzică rock și le-am dat acest test. Și au mai fost subiecti care n-au primit deloc niciun tip de muzică și toți au fost, adică au răspuns corect la testul respectiv. Ce-i drept, acum și cu condusul, poate să dureze 30 de minute, o oră, 3 ore, acolo exercițiul era pe 10 minute, poate au putut să-și focuseze atenția. Chiar ar fi interesant. Dar nu știu, oricum chestia asta m-a auzit-o foarte de mult și mi-a venit acum subit când m-ai întrebat. Trebuie să mă duc și să caut când ajung acasă. Pe de altă parte, eu știu că muzica este folosită chiar și în terapie și cu siguranță ne influențează stările. Da, clar, există, da, și meloterapie, sunt specialiști care se ocupă cu asta. Da. Acum, bine, tu ești muzician ca și profesie. Pe lângă muzică, pe care mulți dintre noi o folosim ca și instrument de relaxare, ce aduci tu în viața ta și simți că te ajută ca să echilibrezi stresul ăsta prin care până la urmă cu toții trecem? Foarte greu. Dar nu pot să zic că sunt eu cea mai echilibrată persoană. Adică avem similare și mie pe care e cel mai echilibrată. Nu știu, nu cred că există. Nu știu, poate există. Ce aduc? Păi am nevoie de somn, ca toată lumea. E foarte important somnul. Odată ce treci de primele 6 luni ale bebelușilor, probabil încep să dormi un pic mai mult, e ok. Da. Ce mă relaxează? Mă relaxează foarte mult să merg mult pe jos. E foarte benefic pentru mine. Evident, să merg într-o vacanță, să stau singură la o cafenea cu o carte, eu singură. Chiar mi-am dat seama că îmi place că încep să văd și la noi mulți oameni care fac asta în cafenele, în restaurant. Nu le mai este jenă că sunt văzut singuri la o cafea cu o carte și e foarte ok. Adică nu trebuie să fii întotdeauna în compania cuiva. Ai nevoie și de momentele cu tine însuți sau însăți. Da, nu aș putea să spun exact ce mă aduc în viața mea ca să mă relaxeze, pentru că depinde de context. Deci ca om de succes e nevoie de oameni apropiați care să te ajute și în viața personală cu creșterea copiilor, să te strecori cu activitatea profesională printre timpii cu copiii, să-ți oferi momente de, momente de relaxare. Și vreau să te mai întreb, în momentele în care ai simțit tu că erai așa pe val din punct de vedere al carierei, îți urmai un anumit program strict de repetiții, în continuare o faci, ce simți că te-a ajutat cel mai tare în cariera ta?
Da, pentru fiecare chestie pe care a trebuit să o fac, evident că la momentul respectiv am avut un program strict. Da, și e foarte important programul strict în general. În ultima vreme nu mai pot să am același program strict. Cum spuneam, îmi adaptez programul în funcție de copiii mei, ceea ce pentru mine e un pic bizar. Pentru că, nu știu, probabil sunt o fire care trebuie să aibă totul foarte organizat în general, să fac chestia asta de la ora asta la ora asta, să știu exact când începe și când se termină, să-mi scriu în agenda frumos totul, să fie totul așa. Așezată. Ca la carte, da, trebuie. Deci nu sunt artista aia care întârzie peste tot și e boemă și nu sunt chiar atât de boemă. Deci da, un program riguros este necesar în general, da. Program riguros, mă gândesc că e nevoie de consecvență. Tu de la câți ani ești în meseria asta, ca să zic așa? Meserie, nu știu, destul de devreme. Am început înainte de 6 ani, nu știu dacă am fost în meserie, dar din moment ce la 7 ani deja cântam, călătoream, da. Așa s-a întâmplat, da. Deci odată consecvență și odată practică, 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 practică la greu ca să fii acolo unde probabil că ți-ai și propus sau te-a dus viața din punct de vedere al carierei mai departe decât visai tu. Asta e o întrebare foarte bună. În general, eu încerc să-mi dau seama dacă ajungi acolo unde ți-ai propus sau unde trebuie să fii. Chiar nu știu răspunsul. E foarte dificil pentru că am perioade când îmi dau seama că am fost purtat cumva așa teleghidat să merg undeva, să fac ceva, la modul cel mai serios. Chiar în schimbările foarte mari din viața mea, pe care eu le iau într-o fracțiune de secundă. Nu stau foarte mult să mă gândesc în general. Dacă am decis că vreau să fac o chestie, acum am decis și gata. Nu prea stau să mă gândesc. Așa că în acele momente ajung la concluzia că nu știu dacă depinde foarte tare de mine sau poate am muncit într-o anumită direcție și din cauza asta am fost capabilă să iau acea decizie la momentul respectiv. Știi, și atunci... Dar ți-ai pus măcar niște standarde, niște milestone-uri, vreau să fiu acolo, vreau să ajung acolo, vreau nivelul meu de performanță să fie aici, adică au fost niște puncte pe care ți le-ai creionat de-a lungul carierei? Nu neapărat că vreau să fiu aici și să cânt acolo și să... Într-un fel că vreau să fiu bună la ceea ce fac, în ceea ce fac. Nu prea există alternative pentru mine, adică nu-mi place să mă fac de râs, în general, în orice fac. mi-e greu să suport chiar și eșecul. Da, eșecul e dificil pentru mine. Probabil e dificil pentru toată lumea, dar alte persoane îl ambalează mai frumos și spun, vai, nu e nicio problemă. Next time o să fie mai bine și tra-la-la. Dar cred că e dificil pentru toată lumea și atunci e mai bine să fii foarte pregătit ca să nu... Pentru ca chiar și în cazul în care ai un eșec să nu fie din vina ta și să nu simți că puteai tu să faci ceva și... Eu ceea ce simt așa, venind dinspre tine, discutând acum de aproape 40 de minute, este că ai foarte multă determinare de a fi bună. Și atunci cumva leg acest succes și de determinarea asta interioară a ta de a nu-i dezamăgi pe ceilalți și cu dorința ta de a fi bună în ceea ce faci. Da, pe mine mai ales, da, de a nu mă dezamăgi. Eu chiar îi spun și lui Fi Music, un lucru să-ți alegi. Unu, este suficient la care să-ți placă și, deci să-ți placă și să vrei să fii printre cei mai buni.
Exact, da. Asta e foarte greu și pentru părinți. Da, mă și gândeam, ce fac? Le spun copiilor, haideți să alegem un lucru, haideți să descoperim care e pasiunea sau facem o mie de chestii, helicopter parent style și așa, sau ești super rounded individual și ești foarte bun la multe lucruri, sau e mai bine cum fac părinții oamenilor de succes să îl îndrumi de mic copil către o anumită chestie. E foarte greu de zis, foarte, foarte greu. Dar pentru că ai atins acest subiect, ai tăi cum au făcut cu tine? Ei au ales pentru tine pianul sau tu ți-ai ales pianul? Nici una, nici alta. A fost o alegere de... Pur și simplu pianul era în casă. S-au gândit că ar trebui să iau lecții de pian pentru că cântam toată ziua ca orice copil, cu vocea, adică. Mă manifestam în diverse feluri, îmi plăcea să vorbesc toată ziua, să mă joc, să joc teatru, să așa. Evident, pianul fiind pe scenă mi-a fost la fel de ușor cumva, adică mă simțeam așa în elementul meu. Îmi plăcea muzica foarte tare și nu m-au împins spre asta, din contră. Au vrut să fac foarte multe lucruri și mereu exista discuția, dar chiar îți dorești să faci asta, ești sigură că trebuie să fii foarte bun la ceea ce faci. Întotdeauna nu contează, trebuie să fii bun și la școală, trebuie să fii bun și la pian dacă tot faci pian, adică ok, îl faci for fun, dar să nu-ți bagi joc de ceea ce faci, adică îl înveți bine, nu? Și cam în tot, cred că a fost mai degrabă o educație din asta rotundă despre care vorbeam. Să facem și asta, și asta, și cealaltă și... Da, în același timp, ție îți plăcea muzica. Adică da. Nu e că te-au împins. Era pianul acolo la îndemână, da. Ție îți plăcea muzica și a fost o combinație și cu mesajul lor... O combinație. Fii perfecționistă. Dacă faci ceva, fă-o cum trebuie. Da. Și uite, asta este un model către succes în care îi dai copilului, ei putea da copilului posibilitatea să intre în ceva ce îi place și să-i spui, acum că ai ales asta, fă-o cât mai bine. Da. Da, întotdeauna mi-e frică totuși să nu ia timp de la altceva la care ei ar putea să fie mult mai buni. Adică nu poți să știi niciodată care e răspunsul potrivit. Da. Îți mulțumesc tare mult că ai fost în emisiune. Abia aștept să citim și interviurile din revistă. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit astăzi și vă așteptăm curând. Citiți revista Psihologie, unde veți găsi foarte multe subiecte interesante. Ne revedem!